Mircea Lucescu. Ce bucurie! Unul din cei mai mari performe pe care a dat sportul românesc vreodată. Domnule Lucescu, veneam spre locul ăsta și eram condus de GPS. Și mă uitam așa, aveți vreo stradă care să vă poarte numele? Nici nu-i nevoie de așa ceva. Nu, niciun caz. Păi, nu-i nevoie de așa ceva. Un boost, să vă bucurați de ele cât sunteți în viață, nu aveți? Mi-a făcut cineva un boost pe care l-am lăsat acolo, sculptorul respectiv, și a zis, poate după ce nu vă mai fiu să fie, să se-l pună undeva. Dar de ce după? De ce mereu după? Dar în schimb la Donesc, într-adevăr, mi-au făcut o statuie impresionantă pe o bancă, gânditor. Ei au făcut-o cu gândul de a pune lângă stadionul din Donesc, un stadion extraordinar construit de Akhmetov, și e o lei a stelelor, care acum nu știu în ce situație se află, și vreau să pun această statuie pe o bancă, totul de în bronz, pentru suporteri, să vină să se așeze pe bancă și să facă Lucescu fotografie. Da. Excelent. Știți că rămâne și Ilie Năstase mi-a spus acum la fel. Acum nu știu ce se va întâmpla cu ea. Ce va fi, da. Da. Ilie Năstase mi-a spus la fel. Nu am în București o stradă, dar am în Paris. Am la Roland Garrosul. Adică de ce mereu după? De unde credeți că e asta? E invidia asta? Ați văzut toată lumea. E invidia românească celebră? E capra vecinului la noi? Funcționează povestea asta? Nu, cred că mai degrabă nu avem cultura tradiției, cultura istoriei, respectul pentru cei care au fost înainte și care au făcut ceva pentru imaginea României, indiferent unde. Corect. Dar cred că lucrul ăsta, ne lipsește această educație. Am un album cu fotografii extraordinare din viața lui Mircea Lucescu și vă propun prima fotografie. Într-adevăr, pe vremea aceea nu puteam face. Nu aveam posibilitatea să facem fotografii. Nu știu cum s-a întâmplat aici. Cred că sora mea mai mare, care e aici lângă mama, s-a împrietenit, pe urmă a devenit soțul ei, iar fratele acestuia avea un atelier de fotografiat. Uh-huh. Pe vremea că existau astea, erau particulare. Te duceai, te fotografiai și te duceai cu fotografia la... și făceai buletin. Mi-aduc aminte că primul buletin care l-am făcut cu... mi-a tăiat partea de sus și fotografia de pe buletin apare capul meu. E din fotografia asta? Da, din fotografia asta. Pentru că n-am mai avut posibilitate. Și mi-apare în fotografia de coada surorii mele, care vine exact pe aici, pe umărul meu. În buletinul, în primul buletin. Ați dus fotografia asta la primul buletin. Păi, dar n-aveam posibilitate să facem. Pe urmă, tata a luat odată hotărârea și cu mama și ne-am dus la un fotograf, ăsta profesionist, ne-am așezat toată familia în rând, cred că nu e aici, și ne-am fotografiat. Și asta e singura fotografie a familiei noastre. Eram o familie, vedeți cum asta era. Era în curtea casei în care locuiam noi. Asta e familia Lucescu, nu? Asta e familia Lucescu, aici e tata, lipsește un frate, Moțu. Dumneavoastră sunteți... Deci aici, deci tata, Nelu, fratele meu mai mare decât mine, eu, Gelu, cel mai mic, sora cea mai mare, am fost patru băieți și o fată, fata a fost cea mai mare. Și mama. Și mama. Și mama. Și eram așa, la interval de 2 ani. E domnule Lucescu sărăcia anilor de după război, așa este. Noi aveam și probleme, tata a fost în război până aproape de Cotul Domnului. A fost la Stalingrad, tata? Nu, a ajuns până la Cotul Domnului. La Cotul Domnului a ajuns? Până asta, da. Pe urmă a fost rănit, a revenit acasă. Una din cele mai mari bătălii din istorie. Da. Nu a ajuns până acolo, dar în orice caz a fost până la Cotul Domnului. A revenit, bine, cine duceau războiul? Oamenii mai săraci, mai simpli, că ei au dus războiul. A revenit, pe urmă, a rămas totuși cu o sechelă de urma acestui război, a avut probleme, a stat prin sanatoriu, a fost operat de plămân. Ce făcea? A fost destul de... Da. Cu ce se ocupa? Ce făcea? Venise din nordul Moldovei, a fost angajat ca grădinar la curtea boierului Stârcea.
Și după aceea s-a angajat la spitalul acesta, era cel mai mare spital din România, din București, cred, un spital central, spunea, spinalul Dr. Gheorghe Marinescu, Obregea, pe urmă, foarte mare, cu foarte multe pavilioane. A lucrat acolo ca și grădinar al spitalului. Acolo a cunoscut-o pe mama, care era infirmieră. Mama era infirmieră în spitalul unde Noi am locuit, m-am și născut în curtea spitalului, pentru că pe vremea aceea angajații locuiau în... erau pavilioane fiecare de maturi. Deasupra aveau camere unde puteau să... apartamente. Vorba bine, locuințe, da. După care, la terminarea războiului, ne-am mutat pe șoseaua Olteniței, unde vis-a-vis de aeroportul de atunci era, deci a fost aeroportul nostru într-un fel principal până să se facă Băneasa. Și ne-am mutat acolo în cazarmele care fuseseră eliberate, deci s-a hotărât lucrul acesta, până când am primit una dintre casele, din Paiante erau așa, de casele astea naționalizate, că mai erau oameni care aveau de 4-5 case de astea naționalizate și ne-am mutat acolo. Într-o curte unde mai erau încă două familii. Și acolo ne-am petrecut copilăria. Acolo aici se și vede cum, în ce situație. A fost greu. Tata, pe urmă, sigur, erau lipsurile acelea imediat după război. Se ducea prin nordul Moldovei, încerca să facă rost de alimente, abia a început să crească, familia era destul de numeroasă. Până la urmă, la un moment dat, mama a avut foarte multă grijă de noi, pentru că tata a stat vreo 2 ani prin sanatorii. Și ea ne-a crescut. Mama a ajutat, sigur, cu tata, dar 2 ani de zile a dus ea greutatea familiei, creșterii copiilor, și sora cea mai mare iarăși a avut grijă de noi. Domnule Lucescu, care e cea mai puternică amintire a copilăriei? Libertatea care o aveam, care era incredibilă. Aia nu ținea de sărăcie, era o bucurie imensă, eram peste tot. În casă stăteam foarte puțin, prin toate codloanele, toate... Săream din copac în copac, inventam tot felul de jocuri, fotbalul jucam printre copaci, jucam fotbal și pe arătură, unde găseam loc. Era din punctul ăsta de vedere, copiii din ziua de astăzi nu au această plăcere. Țineți minte când ați văzut primul meci de fotbal? Da, lângă noi, lângă casa noastră, era un... chiar lângă curtea spitalului, Recaș se numea, că era o întreprindere care făceau instrumente medicale, ceva, de aparate medicale, și aveau o echipă de fotbal. Și mi-aduc aminte, și acum, cum eram mic, acolo era imediat după Paști, de Paști știți că toți copiii se îmbracă pe vremea aceea frumos, ceva mai nou, mi-aduc aminte, imaginea mea este cum stăteam undeva în spatele porții și așa jos și mă uitam la meci. Pe vremea aceea, campionatul orașenesc era un campionat extraordinar sau campionat regional de fotbal. Fiecare întreprindere avea echipa lui, angajau jucători de fotbal care nu trebuiau să treacă pe la servici și jucau. Dar meciurile erau la un foarte bun nivel tehnic. Pe urmă, cu ei am început să umblu și cu unul dintre frații mei mai mari mă luau. Aveau un fabrica avea un camion, ne suiam în camion suporterea și ne deplasam unde se jucam. Ați fost suporterul echipei. Devenisem suporterul echipei, că mă duceam cu ei. Traversam și orașul până la Otopeni, jucam cu unitatea militară de acolo. Deci, aia a fost prima întâlnire cu fotbalul. Prima întâlnire cu fotbalul, asta a fost. Pe urmă, unul din frații mei, cel care e acolo, Nelu, a devenit... a făcut școala profesională Tudor Vladimirescu și a fost angajatul fabricii Tudor Vladimirescu, care făcea autobuze. Și a început să joace acolo și a jucat la nivelul diviziei C, până l-a luat în armată la Tecuci, a jucat divizia C acolo. L-a luat odată, a fost și se făceau tabere naționale pentru juniori. Mi-aduc aminte, la Câmpina a fost lucrul acesta. Erau vreo 11 echipe, era foarte bine organizată Federația de Fotbal din punctul ăsta de vedere.
Și vorbim de anii... Stai să vă mulțumesc să mă gândesc. 50 și... 60, maxim. Murise Stalin deja, după Stalin, după perioada. Vă spun și mi-aduc aminte de lucrul acesta pentru că între timp începusem și eu să joc. La echipa asta, Recașa, a venit antrenor Victor Stănculescu, care era student la IEFS. Victor Stănculescu, care pe urmă a devenit și a fost antrenor la Rapid, a fost antrenorul echipei naționale cu Valentin Stănescu, era adjunctul lui. Pe urmă a plecat în Statele Unite la Chicago, a făcut o academie acolo, a umblat prin toată lumea, a fost antrenor și în Maldive, cum va conduce echipa. Ăsta a fost unul din mari antrenori pe care a avut România. Da, după război. Victor Stănculescu, nu din mare antrenor, el era un secund foarte bun. Era, se ocupa și cu pregătirea fizică și cu pregătirea tactică. A fost cel care, împreună cu Valentin Stănescu, a adus titlul Rapidului pe nu știu câți 30 de ani. Și el în sfârșit devenise la... Și m-a văzut pe mine la antrenament, mai aveam fratele mai mare care juca la această echipă. Se pare că el era cel mai talentat, care nu mai există acum, el s-a... a murit și juca la aceasta, avea 15-16 ani. Juca în această echipă. Dar cine? Și el era mult mai talentat decât noi toți. Pe urmă, din păcate, nu i-a plăcut școala, din păcate, a rămas repetent și până tata a hotărât să-l dea la ucenic. Și s-a dus, a devenit ucenic, dimineața la 4 se scula, se ducea la Aversa. Era. Și acolo a renunțat să mai joace fotbal. În schimb, al doilea frate a jucat. Și cu el am fost la tabăra aceasta la Câmpina, vreau să vă spun pentru că e interesant. Și eu eram foarte, foarte curios, foarte doritor de... Iubeam fotbal, stăteam pe prispa casei și când erau meciul echipei naționale, la difuzor eram... Nu mă desprindeam. La radio le auzeați. La radio, la difuzoare. Difuzoare, nu există. La radio, dar difuzoare, erau difuzoare. Două lucrurile, meciurile de fotbal și teatrul la microfon. Erau două lucruri care mă pasionau și le ascultam. Și stăteam pe prizma casei și mă ascultam acolo. Și de aceea mi-am dorit foarte mult lucrul acesta. Am visat. Mă visam în tot felul de situații. Ascultând radio-ul și ascultând meciul. Da, visam. Pentru că, cum să spunem, de viață e un vis. Dar cine nu are capacitatea aceasta de a visa, e foarte greu să reușească. Puterea gândului era teribilă. Și m-am dus la Câmpina, m-am suit într-un tren și m-am dus la Câmpina. Și băieții de acolo m-au luat cu ei. Era o echipă mai specială, care era echipa națională de junior, trebuia să vedem, de asta mai eram puști. Și în echipa asta era fratele lui N2, N. Daniel se numea, care a jucat și pe la Rapid, era Radu Nunweiler, care pe urmă am început să joc cu el. Eu mă ascundeau, frate, mă culca în pat, la masă când mă duceam, mă ascundeam și îmi dădeau mâncare și mă duceam și eram printre ei, mă antrenam. Da? Până când m-a găsit un administrator de ăsta lor și m-a trimis acasă, m-a gonit. Victor Stănculescu n-a avut curaj, că și el era pentru prima dată chemat la loturile acestea de juniori. Erau, cred că vreo 10 sau 11 echipe formate diferite. Erați clandestin cum eram clandestin. Erați... Da, eram clandestin. Excelent. Și m-a clandestin în fotbal prima dată. Clandestin l-am intrat. Și m-a și gonit. Pe urmă, după mult timp mi-am adus aminte, m-am întâlnit cu acel tip și mi-am spus. Deci așa m-a început. După care am continuat cu școala sportivă 2. Dar la școala sportivă 2, tot Victor Stănculescu a trecut de la echipa asta de Caș și s-a dus la școala sportivă 2. Aceste cluburi școlare, sportive, școala sportivă, clubul sportiv școlar, erau extraordinare. Sportul în masă. Și pe urmă, Ministerul Educației asigura o masă la prânz, echipament sportiv, un echipamentul ăla sportiv. Începând să mă îmbrac și când mă duceam la școală, că era mult mai adecvat timpului și climatului decât hainele care le aveam eu. Și atunci mă îmbrăcam cu ce-mi dăduse, cu training-ul școlii sportive, cu geanta școlii sportive. Era și mândrie, dar în același timp era și foarte folositor. Deci
așa am ajuns la... Așa la, am fost la fotbal. Ziceți-mi, domnule Lucescu, uitându-mă la fotografia asta, părinții dumneavoastră au prins ceva din celebritatea noastră? Foarte puțin. Bine, când am deputat în echipa națională, da. Tata care n-a, cu fotbalul nu avea absolut nimic, din contră, nu mi-aduc aminte, nu, deloc, nici nu mi-aduc aminte că odată jucam în curtea casei, că aveam o curte acolo în care jucam unul contra unul, doi contra doi, și a venit și el să dea cu piciorul, și a vrut să dea cu ambele picioare în linie și a căzut pe spate. Am râs. Pe urmă, când eu am început să joc la școala sportivă și aveam succes destul de așa de mare, că de acolo m-a luat imediat Traian Enescu la Dinamo. Venea la meciurile mele, îi plăcea să vină. Venea la meciurile mele, stătea pe marginea, și se uita pe marginea terenului. Și v-a prins? Jucam pe terenul 4 al complexului 23 august de atunci. Complexul 23 august avea vreo 6 terenuri, care acum au dispărut. Sau nu mai stau, erau vreo 6 terenuri pe care se juca fotbal de dimineață până seara, wow, în perioada de duminică, în special duminică. Toate echipele, copii, juniori, ceva. Era ceva extraordinar. Mama ce zicea de fotbal? Mama a apucat s-o duc și în Italia, când a fost antrenor la Brescia. Pentru prima dată a ieșit din țară și am invitat atunci. Deci a prins mama. A prins mama, da. I-a mai adus o dată, tata s-a stins mai repede și i-am invitat și la Hunedoara. Când eram jucător, antrenor la Hunedoara. Deci au prins și perioada Corvinu? Au prins și perioada Corvinu. Păi, după, dacă au prins Italia, au prins și perioada. Da, și tata. Dar, da. Cum, a fost bine. Au fost... Cum, domnule Lucescu? Și toți au fost extrem de mândri. Da, mândri. Cum valinta mama? Mircică. Așa îmi zicea noi. Și tata? Mircică. Da. Nu știu, nici nu m-aș uite, că uite, nici m-am gândit acum cum o sunea tata mea. Da, Mircea mea. Dar, în general, nu... Da. Pe urmă, eu i-am luat când ne-am mutat. Acolo, în zona Apărătorilor Patriei, s-a dărâmat și s-au construit blocurile astea, deci și casa în care stăm noi. Între timp, m-a luat Dinamo. Eu, așa, poveste mai lungă, mi-au Dinamo și mi-au dat un apartament în prin Macarelei, pe acolo, în zona aceea, și am luat pe ei cu mine. Stăteam mulți, eu eram capitanul echipei naționale și în apartamentul meu stăteam mama, tata, yes, fratele Gelu, eu, soția, Răzvan și mama soției. Cât era apartamentul ăla, domnule? Nu, era un apartament de 4 camere mic. Dar vă dați seama de... nu puteam să-i las... Cât stăteați în casa aia, în locuința aia? Deci erați 6, câți? Mama, tata, fratele meu mai mic, Gelu, de aici. 3. Răzvan, 4. Răzvan 4, eu, Nelly și pe urmă a venit, după ce s-a născut Răzvan, a venit și mama lui Nelly, am adus-o de la Târgu Jiu, rămăsese singură și noi. Erați capitanul național. Și eram capitanul național. Și a stat toți la oaltă. Păi n-aveam unde. După aceea am avut norocul și ghinionul ca într-o seară, întorcându-mă de la antrenament și mergând spre casă, pe direcția pe care mă duceam spre casă, a venit o mașină împotriva. Pe contrasens. Eu, în momentul acela, aveam 850. Eu, în momentul ăla, am tras în dreapta, foarte tare. În dreapta mea era o mașină de asta neagră. Nu știu dacă era Mercedes pe vremea aia, dar o mașină neagră, poate că era Volga, nu știu. Și am intrat în mașina aia, în Volga. Ne-am oprit toți, nu știu ce, tipul care venise în sens, a plecat. În acea Volgă, sau în acea mașină neagră, era Leonte Răutu. Extraordinar. Și celebru... Leonte Răutu a fost totuși unul dintre oameni intelectuali de conducere de pe comuniste, da, partid. A doua zi, bineînțeles, am cerut, a văzut ce s-a întâmplat tot. A doua zi, pe acel tip, era încă tipul acela, era un colonel de miliție sau de secundă, care venea contrasens, era beat. Era beat. Și atunci am
făcut cunoștință, el s-a interesat de mine, cine sunt, cum sunt, nu știu ce. Și până la urmă, nu știu, am vorbit cu el. Pe urmă mi-au dat un apartament pe Colentina, unde mi-au mutat părinții și cu un din frații. De pe urma acestui accident. A doua zi, a treia zi, ce a fost de destinul. Da, pentru că atunci s-a aflat cum, în ce situație eram. Eram capitanul echipei naționale. Da, era capitanul național. Tocmai obținuse calificarea cu Grecia. Și așa au aflat ei că, de fapt, stați 7-8 oameni într-un apartament, totuși capitanul Lucescu naționale. Și bine că atunci, după meciul cu Grecia, suporterii de la stadion m-au luat și m-au dus până acasă, pe jos. A fost o bucurie extraordinară în 69, nu? 69 a fost. Și, da, deci asta a fost perioada aceea. O lăsăm pe mama, lăsăm pe tata. Da. Și fotografie. E, cred că, din anii... Aici iarăși o situație mai specială, că cu tremurul ne-a dărâmat apartamentul din Știrbei Vodă. Cu tremurul din 77? Din 77. Dar unde v-a prins cu tremurul? Păi bine, cu tremurul am prins la Săftica. Pregăteam un meci de campionat. Când s-a întâmplat, disperați, atunci imediat ne-am suit în mașină toți și am plecat spre București. Erați lângă București? Eram la Săftica. La Săftica, lângă București. Lângă București, am plecat spre aici. Când am ajuns în București, am început să trec. Familia a rămas în București? Soția? Sigur, noi eram înainte de meci, eram în cantonament. Și când am ajuns acasă și am văzut dărâmat pe acolo, eram disperat, că nu-i găseam. Vi s-a dărâmat casa? S-a dărâmat apartamentul și ajungând în București, acasă, mi-am dat seama că nu-i nimeni. Până la urmă, au apărut ei, soția și cu Răzvan. Dar unde erau? Fuseseră la Scala, la cinematograf. Fantastic. Dar a fost, sigur, putea să fie și ghinionul lor să cadă, cum au căzut alea din prejur, clădirile de acelea. Dar, în același timp, dacă rămânea acasă, Răzvan era mic, zidul tot s-a prăvălit peste patul lui. Incredibil. L-a făcut praf. Ei, când i-am văzut, ne-am bucurat, i-am luat și am dus la Săftica. Și am stat la Săftica. Pe urmă se construiau... Așa, pe urmă m-am mutat în Floreasca. Unul dintre colegii mei moldovani stătea acolo singur. Și mi-a cedat mie cele două camere și am stat în Floreasca o perioadă, vreo 3 luni. Și între timp accidentasem. Și nu, de acolo, între timp s-au dat niște blocuri în folosință. Ceaușescu le-a construit foarte repede. În zona Oborului. Aha. Și fotografia asta unde e făcută? Și asta este în Obor. Într-un apartament. Era un apartament din Obor. Răzvan, cât să aibă aici? Păi cât putea să aibă? Cred că vreo 3 ani. 3 anișori pe acolo. Da, 2-3 ani. Deci cât a fost? Stai puțin. Da, și de 69 s-a născut și... nu, cât a fost el. În sfârșit. Da. Mă uit la fotografia asta, domnule Lecescu, și mă întreb, cum ați cunoscut-o pe doamnă? Deci, plecasem de la Dinamo, după ce am stat 2 ani și am jucat foarte puțin, că erau titulari acolo, erau Pârcălap și Haidu, unul extremă dreaptă, unul extremă stângă. Eu încercam și într-o parte și de alta. Am intrat la facultate, comerț exterior, și atunci am cerut Dinamo și am cerut și Traian Enescu să-mi permită să mă duc la Sportul. Era Politehnica București. Uh-huh. Și m-am mutat la Sportul, dar acum încă părinții mei trăiau în cartierul Apărătorii Patrii în condiții destul de dificile. Eu m-am mutat la Cămin și am stat 2 ani la Cămin. Deci chiar lângă terenul Politehnic, care forma de vânt terenul Sportului Județean, chiar blocul care e în spatele lor acolo era. De. Și doamna? Așa, și eu stăteam acolo și mâncam la cantina studențească. Pe vremea aceea, fotbaliștii... Aveau gratuități. Deci, ne duceam odată, mâncam la Grozăvești, unde erau cei de la istorie, de la studenții. Mm-hmm. Cei de la drept, mi se pare, nu știu, în sfârșit erau, sau din coace la Politehnica, unde erau cei ingineri, mm-hmm. viitori ingineri. Și mă duceam când eu acolo. Până la urmă,
Acolo am văzut, la coadă, așteptând cu... La coadă la așteptând la cantină? Să ni se dea la cantină. Acolo ați întâlnit-o pe doamna Lucescu? Acolo am întâlnit-o, da. Ne-am uitat așa unii la alții, pe urmă, e mai o poveste mai lungă, pe urmă am revăzut-o, eram în tramvai, ea era în față la tramvai, era mai în spate, aveam un geamantan și a coborât în zona teatrului Buzu, în zona în care acum este Institutul de Educație Fizică și Sport, aha, înainte erau grajdurile regale, nu? Și a coborât acolo, când am văzut să cobor, am coborât și eu și m-am dus la ea și am întrebat dacă pot să o ajut. Ți-am întrebat, se ducea se la gară. Se de geamantan. La, de unde pot să ajut, că se ducea la gară. Se duc geamantan. Și am dus-o la gară și ne-am despărțit. Pe urmă mi-a dat adresa, i-am scris, așa, când s-a întors în București și am început să fim împreună. Așa. Și ați dus geamantanul ăla împreună vreo câți ani? De când duceți geamantanul împreună? Păi de destul de mult, sunt de 54 de ani de acum. De 54 de ani. Wow. Așa, și... La câți ani v-ați deci vă spun că am la 21 de ani. Dar pe urmă toți ai mei s-au dus. Și Răzvan s-a căsătorit foarte devreme și Matei, fiul lui, tot foarte devreme. Pentru că am plecat de la ideea că, mai ales în lumea sportului, e important să fii responsabil. Știu teoria dumneavoastră de a-i îndemna pe jucători să se căsătorească de vreme, timpurii. Și mai ales din dragoste. Adică, de ce îndemnați pe jucători? Era pentru că în momentul în care ei își asumau această responsabilitate, mai ales dacă venea și copilul, familia se închega. Dă mai mare performanță un jucător dacă e căsătorit? Părerea mea, da. Zău? Părerea mea că dă mai... Bine, de exemplu și lui Cruyff și de lui Beckenbauer și o mulțime de... Beckenbauer, da, corect. S-au căsătorit de vreme și au avut o carieră foarte bună. Și în general, dacă vă uitați, poate și acum, dacă vă uitați mai bine, tip Messi, iarăși carieră și... Da, și nu s-a căsătorit Ronaldo, dar a avut grijă să aibă copii. Și tot o responsabilitate. Adică ai pentru ce să te... Domnule Cescu, pe de altă parte, căsătoria de timpuriu, de devreme, e ca micul dejun pe care l-ai devreme. Te ia o foame la prânz? Nu? Da. Ce pot spune? Pentru că familia crește împreună. Adică împreună trec prin momente grele, mai ales în fotbal, unde prețul, spuneam că prețul... Da, prețul... prețul succesului este invidia, ce spuneai mai devreme. Eu spun tot timpul și jucătorilor mei, iar prețul înfrângerii este singurătatea. Și când te întorci în sânul familiei, singura familia aceea care te ajută să revii de fiecare dată. Prietenii mai dispar, trebuie să fie foarte bun prieten ca să te ajute în momentele grele. Victoria are 1000 de părinți, înfrângerea niciunul. O știți bine, da, nu? Da. Înfrângerea aparține doar antrenorului, celui care răspunde. Toată lumea fuge de toate. Toți fug. Da. Cum trăiește doamna meciurile de infarct ale lui Lucescu? Păi dea seama că acum e dublu sunt meciurile de ea. Cum zic, emoțional. Și eu și Răzvan, când cu mine, când cu el, în orice caz cu foarte mare greutate. La început nu, a fost mai indiferentă pentru că nu avea nimic cu fotbal. Din contră, când i-a spus mamei ei că se căsătorește, nu i-a spus că e un fotbalist, i-a spus că e un inginer. Era ceva. Bine, mama era profesoară. Soacra dumneavoastră. Soacra mea, profesoară de limba rusă era. Pentru că era de origine basarabeană. Pe urmă, a venit și a stat cu noi, a văzut despre ce e vorba. Și când a aflat că e fotbalist, ginerele ce a zis? Nu eram doar fotbalist în perioada, eram student la comerț exterior, nu eram... Dar nu știa ea de lucrurile astea, atunci i-a fost mai ușor să spună că inginer. Dar ziceți-mi, doamna se uită la televizor în timp ce joacă Răzvan, în timp ce jucați dumneavoastră, ce face? Urmărește meciurile? Nu poate totdeauna. De multe ori, în orice caz, este tip foarte emotiv și foarte sentimental. Și foarte, de multe ori zice că nu știam. Se ducea și se așeza în genunchi, adică așa să sufere și ea presiunea care sufream, stresul care îl aveam și eu în momentele alea. Pe urmă, sigur,
trăiește cu o intensitate extraordinară, pentru că își dă seama ce consecințe pot avea pentru Brăzvan, pentru mine, o eventuală victorie sau o eventuală înfrângere. Adică, cred că mult mai mult, pentru că noi, și eu, și Răzvan, și jucând fotbal, și eu antrenând, noi în perioada de 90 de minute ne concentrăm pe joc. Nu simțim această presiune. Stresul pe care celorlalți. O simțim înainte meci foarte tare, ne relaxăm după meci atât cât se poate să te relaxezi și cum poți să te relaxezi. Și, pe urmă, asta durează foarte puțin, 5 minute, după care trebuie să te gândești la meciul următor. De asta din bumele. Și acolo începe alt stres, altă presiune, alte gânduri. Ea a trăit cu o intensitate maximă absolut toate meciurile. Și acum e la dublu și cu și Vezman. Cu el, da, și cu el. Care e cea mai mare calitate a doamnei Lucescu? Sensibilitatea și simțul ăsta îl răspunde față de întreaga familie. Este ceva... trăiește cu gândul la absolut toți. Acum mai avem și strănepoții. E preocupată permanent de fiecare în parte, ce mănâncă, cum se îngrașă. Dacă și lui Răzvan, la vârsta la care îi dă telefon și îi spune de ce să-i spun dacă e mâncat, cum e, îl sfătuia acum numai mai puțin, cum se îmbrace, ce se pune, cum să se aranjeze, cum se comporte. Cred că a reușit să transmită întregii familie un anumit tip de educație. I-a adunat. Da, i-a adunat pe toți și care... De la generație la generație se transmite. Cum o alintați pe doamnă? Nelișca. Așa, din... Mai am o fotografie, domnule Lucescu. Două sunt aici. Wow! E Răzvan copil. Copil, eram, da. Veneați de undeva. Cred că veneam de undeva. Aveți unde am primit cupă. un trofeu. Eram. Dacă mi-aduc bine mine, sau poate de la... Dar nu cred că era acolo. Știu că mai aveam o fotografie cu el când veneam de la... Luam cu mine la... Când votam. Aha. La vot. Aha. Ați încercat adică să... luam permanent cu mine. Pe Răzvan l-am luat permanent și în perioada de cantonament cu echipa națională. Venea și stătea. Așa a intrat foarte tare în fotbal și așa. Ați încercat să-l țineți departe pe Răzvan de fotbal? Am încercat la început, am și explicat, pentru că îmi dădeam seama că el, lumea n-ar avea răbdare cu el, mai ales într-o, avea într-o povara activitate, numele într-o activitate ca asta, care e bazată pe succes imediat, de fiecare dată. E, într-o activitate, eu știu, într-o familie doctor, de avocați, de eu știu, de altceva, de intelectual în general, de inginer, de arhitect, de toate, acolo nu te confrunți. Cu examenul săptămânal. Aveți un bacalaureat, da, în fiecare săptămână. Asta este, da. Ești atât de bun cât ultimul tău rezultat în fotbal. Și atunci am avut aminte de o situație fiilor lui Peciovski. Am mai spus asta. Și citeam un ziar foarte talentat. Peciovski a fost extraordinar. Da. Poate generație de astăzi, nu mai știu. A fost extraordinar jucător. Și băiatul e foarte talentat, dar lumea n-a avut răbdare cu el. Vedeți ce se întâmplă cu Giannis. Nu are răbdare. Sau are așteptări mari. Sau foarte mari așteptări. Dar el trebuie să crească. Cel mai important lucru în fotbal pe care trebuie să-l obții este experiența. Iar experiența asta nu ți-o dă nimeni. Ceea ce invidiază jucătorii unul altora este experiența celor dinaintea lor. Nu ți-o dă nimeni, trebuie să te lovești cu capul de pereți și de tavan și de pereți și de podea și de tot absolut până când capeți experiența de care ai nevoie. Am încercat în cariera mea să ajut jucătorii această experiență să o acumuleze foarte devreme. Adică am încercat să accelerez procesul de maturizare a lor din toate punctele de vedere. O să revenim poate la asta. Mm-hmm. De aceea am spus Nu, fa orice alt sport, dar nu fa un sport care nimeni să nu te poată compara cu mine. A făcut de toate, să scola la 4 dimineața, ducea la schi, când era pe la 14-15 ani, așa de rancă foarte tânăr. A jucat tenis de câmp, dar mi-a spus tatălui Săgărceanu, care era antrenor la Dinamo, a spus, domnul Lucescu, degeaba îl lăsați la tenis, pentru că la fiecare dă duminge și până se uită la terenul de fotbal, care era lipit, se uita acolo. Și atunci
Atunci am avut o discuție cu el. Tu nu te poți face decât portar. Nimeni nu poate să spună că ești obții succes de portar. Dacă îți place fotbalul și atât de ambițios, din păcate n-a avut centimetri care au nevoie, dar de o ambiție extraordinară. Pregătire senzațională, toți recunosc. Tactic foarte bine, organizarea jocului foarte bine. Toate. Și chiar în condițiile astea, tot a jucat totuși la Sportul Studențesc, care e o echipă care nu se lupta în perioada în care era cu marile echipe ale momentului, sau performanța nu ajungea așa ceva. Și totuși a fost extraordinar. Și atunci, deci a ales să a acceptat. Și unul dintre momentele cele mai frumoase ale noastre, ale familiei, a fost când pe stadionul fostul stadion 23 august, noi am câștigat finala cupei cu Steaua, care învinsese Cupa Campionilor. Când ziceți noi, ziceți Dinamo. Dinamo. Iar el, jucând la Sportul Studențesc, a jucat contra lui Dinamo, juniori, și au câștigat campionate. El avea 15 ani, era portar. A câștigat campionate de juniori. Deci eu am câștigat cu Dinamo împotriva Stelei cupa, iar el a câștigat cu sportul, el a câștigat cupa. A fost cum culmea, ar veni prima victorie Lucescu junior, Lucescu senior. Și culmea că la acel meci am lăsat să plece de la prima echipă, se antrenau cu mine, da? Pe Răducioiu și pe Lupescu. Mai era și Miticiu, dar pe ăștia doi se antrenau cu mine. Și pentru că clubul își dorea victoria și la juniori. Și atunci când ne-am dus acasă, amândoi, de vă dați seama ce bucurie a fost, el câștigând cupa, eu... Prima victorie, nu, el câștigând campionatul și eu câștigând cupa. Dar aici este Lucio și aici este Pia. Și deci sunt, Lucio și Pia sunt în fotografie. Da, sunt nepoții lui Răzvan. Strănepoții fel, dumneavoastră. Strănepoții mei. Uh-huh. Am evitat să spun chiar străbunică. Da, străbunică. Sunt nepoții lui Răzvan. V-ați căsătorit de tânăr astea sunt fructele. Da. Mă uit la copiii pe care îi aveți în fotografia asta și știu că a spus în fotbal mult accent pe educația jucătorilor. Acum, e cel mai important lucru pe care eu îl cer jucătorilor. Zău? Adică, domnule Lucescu... Eu când încep prima chestie, nu, trebuie să fixez foarte clar ceea ce ai de spus. Să știi, să-ți fixez, de-aia le spun și antrenorilor, o filozofie a ta proprie. Da, care... dumneavoastră le cumpărați jucătorilor picioarele sau mintea? Nu, asta, și acum, la nivelul ăsta, m-am dus la Dinamo Kiev, prima discuție care am avut cu ei, primul lucru am spus, eu n-am nevoie de picioarele voastre, am nevoie doar de mintea voastră. Dacă mintea voastră nu este, dacă calitățile morale nu sunt pe primul plan, nici calitățile tehnice, nu caracterizele tehnice nu te ajută, în niciun fel. Deci, în primul rând, mintea. Și atâia spuneam că, am mai spus și mai repet, pentru alții, ca să înțeleagă foarte bine că nu se poate face performanță în niciun domeniu de activitate dacă nu știi exact ce vrei să faci și ceea ce urmează să faci. Soarta noastră, a tuturor, depinde de capacitatea noastră de a anticipa lucrurile. Iar pentru a anticipa lucrurile, trebuie să fii foarte bine pregătit. Să dintr-o mie de situații să o alegi pe cea mai bună. Și eu le vorbesc de această filozofie și le spun, domnule, primul lucru pentru mine este educația. Sunt toate formele, educație profesională, educație de igienă, educație de comportament, educație, asta este cel mai important lucru. Al doilea lucru care vă cer vouă, deci vă rog să fiți, din punctul ăsta de vedere, fiți atenți că vă atrag atenția de fiecare dată când greșiți. Până când vă schimb modul de a vă comporta. Pentru că aminte, legat cu asta, brazilienii ăștia, îi luam la 18-19 ani la Donetsk și veneau cu obiceiurile de acolo. Veneau un șlab la masă, veneau cu asta. Eu treceam pe lângă ei la masă, luam asta, le puneam jos. Nu le spuneam nimic. A doua zi, iarăși când le puneam jos. A treia zi le puneam jos. Le luam după aceea, și pe urmă, la patra zi, când nu înțelegea, de atunci interveneam și spuneam, vreau, voi sunteți catolici, că îi vedeam că se roagă, își fac cruce la intrarea în teren, și toate astea. Și cum puteți accepta ca la masă mâncați. Să mâncați cu... Nu uite, asta nimeni.
Asta e un exemplu minim de tot ce, nu mai vorbesc de muzee și pe unde îi duceam. Păi și îi duceți, vă duceți jucătorii de fotbal, îi duceți în muzee, i-am dus întotdeauna. Și acum când jucăm afară undeva, nu la muzee, dar un tur al orașului cu ghid, le fac totdeauna. Să știe măcar pe unde am fost. Le și spun, bă, o să terminați cu fotbalul. Și ce o să le spuneți nepoților voștri? Că o să le povestiți doar de un teren de fotbal și de o minge aruncată. O să trebuie să spun pe unde ați fost. Că nu toți vor avea posibilitatea pe care ați avut-o voi cu talentul vostru. Talentul vostru v-a dus în toată lumea. Cu ce ați rămas din toate astea? Deci asta, atitudine, disciplină. Eu n-am avut conflicte cu nimeni niciodată cu jucătorii. Pentru că am plecat de la ideea că dacă eu nu am această capacitate, această forță de a argumenta tot ceea ce fac, înseamnă că eu sunt de vină. Nu am reușit să schimb pe cineva. Trebuie să știi să o faci și cu bine și cu rău și îmbrățișindu-l și atenționându-l. Când sunt lucruri mai specifice, mai speciale, atunci discuți cu individual. Eu toate lucrurile discut în fața tuturor ca să fie un exemplu pentru ceilalți. Dar are moralitatea un rol important în performanță? Mai are? Foarte, are. Acum, cu siguranță. Păi da, nici n-ai cum. Cum să spun eu, noi ne naștem cu un temperament, care sunt calitățile noastre naturale, plus, să zicem, o predispoziție biologică pentru voință, nu știu ce bate. După care nu poți cu doar cu temperamentul, pentru că temperament înseamnă un comportament instinctual, să mă duc. După aceea trebuie să crești puțin caracterul, te duc caracterul. Caracterul nu te naști cu el, nu ți-l dă nimeni, nu ți-l explodă. Îl modelezi, îl formezi, îl educi, îl crești, îl și înseamnă, caracterul înseamnă temperament, plus experiențe acumulate așa de fiecare zi. Fotbaliștii mai departe. Fotbaliștii nu vin pe care îi prindeți dumneavoastră, nu au neapărat un caracter bine construit în familie, nu? Nu, și atunci trebuie să le formeze acest caracter. Că de-aia rolul antrenorului este în primul rând un rol educațional. Și al treilea lucru, din asta, nu-i de ajuns să ai jucători cu temperament, jucători de caracter, trebuie să ai jucători cu personalitate. Jucătorul cu personalitate ce înseamnă până la urmă? Este un caracter și un comportament cotidian. Comportamentul cotidian, tu, ca antrenor, ești obligat să-l ai în vedere, ești obligat să-l cizelezi, să-l construiești. Aceștia sunt jucători cu personalitate care sunt cei mai importanți într-o echipă de fotbal. Și devin modele în societate. Păi da, că ăștia pe urmă, din ăștia apar liderii. Numai din ăștia, nu din aia din vârtă, liderii de această ultimă cadă, de oameni cu personalitate. Oamenii cu personalitate devin lideri. Iar ăștia, la rândul lor, încep să conducă și știu cum să conducă. Și oamenii îi imită, copiii imită. Îl imită pe Ronaldo, îl imită pe Messi, copiii imită astfel de... Da, diferit. Vedeți, Messi e un tip... introvertit, un tip așa, nici nu închis în el, dar are o foarte mare personalitate. Era Baresi, un jucător la Milan, același loc, când se uita la nu avea o cultură mai pomenită, adică nu cultura era importantă, erau aceste caracteristici morale extrem de importante. Păi, îmi spunea Răducioiu, când se uita la unul în cabină, nu antrenorul, când se uita la unul în cabină, înghețat, de jucător. Același lucru cu Messi. Nu e ușor cu el. Pentru că ăștia sunt oameni care nu pot trăi fără succes. Îi doboară. Atât de mult mândria lor, atât de mult își doresc succesul, încât poate că ați văzut la Netflix filmul cu Michael Jordan. Că îi mânca pe ea de lângă. Deci vreau să-i aduc pe ei la nivelul meu. Că altfel nu puteam să câștig. Decât dacă ei creșteau cu mine odată. Tot pe Netflix l-am văzut pe Baggio vorbind despre dumneavoastră. Da, adică o altă personalitate puternică. Contează mult moralitatea și personalitatea jucătorului pe care o antrenează. Da, pentru că eu n-am avut, cum spuneam, n-am avut probleme cu ei. Ceilalți antrenori cu el, eu totdeauna l-am scos pe prim plan. Când ceilalți antrenori vreau să renunțe la el, pentru că nu era un jucător ușor, comod, simplu. Nu, era un jucător care știa ce calități are, știa ce trebuie să facă. Nu era un jucător în care să-și bazeze realizările și toate astea nici pe forță fizică, nici pe... Era un jucător care
aveau, cum se spune, un fotbal, acum în fotbal, în ziua de astăzi, sigur, cel mai important este organizarea jocului, alergarea, disponibilitatea de a te bate, cu asta câștigi titluri, plus talentul. Iar talentul trebuie să fie protejat de absolut toți. Nu l-am spus la început talentul. Nu l-am pus la început, nu. La ce se joacă acum, nu, este talentul. Dar trebuie protejat de absolut toți, pentru că el poate să fie determinant în joc, în toate acestea. Dar pentru asta trebuie să știi cum să-l... Ce poți să-i dai acestui jucător în plus față de ce dai la ceilalți. Trebuie să-l tratezi de o manieră specială, pentru că sunt fragili. Oamenii de talent sunt sunt genii, dar sunt și foarte fragili. Și atunci trebuie să construiești în jurul acestuia, unde Barcelona a construit totul în jurul Messi, a înlăturat pe toți cei care îl puneau în umbră, că a fost Eto'o, că a fost Ibrahimović, și totdeauna l-au adus pe Messi în prim plan. Și în jurul lui au construit. De aceea, nu, e foarte complicat modul ăsta de a... Cred că acum îmi dau seama care e explicația succesului. Sunteți în primul rând un psiholog. Un antrenor trebuie să fie un psiholog în primul rând. Bineînțeles că trebuie să fie. Eu spuneam, jucătorii mei mari, la Turcia a fost Sergen, niciun antrenor nu-l vrea, pentru că era capricios, pentru că era... Trebuie să știi cum să iei acest lucru. Aveam... Nici Gică, Hagi, trebuia să știi, pentru că... Cum să-l apuci. De unde să-l apuci și cum trebuie să... Eu la băieții ăștia am ținut extraordinar, pe Lupu, care e rare și un talent de Dănuț Lupu, și pe care alții nu l-ar fi acceptat, pentru că ăștia mai fac și greșeli de anumit... Să vă întreb, domnule Lucescu, care e cel mai capricios jucător pe care l-ați avut? E greu de spus capricios. Era moda lui de a gândi. Cu mine n-a avut niciun fel de probleme. Era Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo fenomenul. Pentru că el atât de mare, atât de puternic ca jucător, încât știa foarte bine că ăsta este. Știa cine e. Da? Și atunci își făcea viața cam cum vrea el. A avut și ghinionul, numai de asta, că Moratti a ținut enorm de mult la el, iubea de el. Eu când am plecat și dintr-o situație de genul ăsta, de la Inter. Că nu mi-a dat afară, eu mi-am dat demisia, pentru că el l-am schimbat la un meci cu Manchester United și el a plecat direct la aeroport, fără să spună cuiva. Ronaldo a plecat la aeroport, că i-a spus lui Moratti că mama e bolnavă sau nu știu ce, dar el de fapt s-a dus s-a dus la carnaval. A profitat de și noi după 3 zile aveam meci în campionat. Și am jucat în... Și atunci eu am dat telefon, Moratti plecat la New York. Și am spus că eu nu mai continu, pentru că sunt 10 jucători care sunt fără contract și toți veneau pe mine vreau să joace. Și să joace ca să fie, se anunțase că va fi noul antrenor, va fi Lippi. Și a fost o situație genoasă. Era capricios în sensul ăsta, mă întorc la Ronaldo. Mm-hmm. Că stătea până la 4 dimineața prin... De aceea s-a și accidentat, pentru că avea niște calități extraordinare. Jucători, n-am văzut așa jucători. Ce făcea la antrenament, unul contra unul, când trebuia să... Pentru că jucătorii cei mai importanți în fotbal sunt ăștia care pot să elimine adversarul direct prin cu dribling, nu construind doar cu pase. Unul care reușește să facă lucrul ăsta este mare. El făcea la antrenament, îl punea pe West, îl punea jos. Că făceam de multe ori unul contra unul. Din două fente îl punea. Foarte rapid. Dar... Capricios în viața... În viața doar. Adică mi-a și spus, îi spuneam, dar de ce pentru asta? Și spunea, zice, acum, cât sunt, cine sunt, pot să trăiesc cum vreau eu și cum sunt. În sfârșit, vreau să mă întorc la... Mai avem o fotografie, domnule Lucescu. Uitați, un om extraordinar, un antrenor senzațional. Cine e în fotografie? Angelo Niculescu. În sensul... Sigur, n-a avut posibilitatea să joace la un nivel care să-i permită să se lupte cu toți antrenorii de la același nivel. Dar
era un pedagog foarte bun, știa să mențină o atmosferă deosebită în cadrul echipei. E unul din antrenorii care a schimbat fotbalul după război, nu? A adus... Da, într-un fel, acea temporizare de care toată lumea vorbea și dezavuată de foarte mult scriitori de-ai noștri. Inventată de el, temporizarea, adică era, jocul tiki-taka, da, nu? Da, nu inventată de el, inventată în primul rând de jucătorii care aveam în echipă. El putea doar să spună, pentru că toți eram, nu eram jucători de forță deosebită, nu eram niște jucători, niște atleți, eram foarte, foarte tehnici. Fotbalul românesc a avut întotdeauna jucători extrem de tehnici. Deci jucătorii, eram considerați printre echipele europene care pasează cel mai bine. Pentru că noi pasam, jucam și bătuam. Și eu, nici eu nu eram așa, nici Radu Nuvailer nu era așa, nici Dembrovski nu erau jucători de... Da, ziceți-mi, cum era fotbalul românesc în anii 60? Se juca la improvizație sau erau reguli? Nu pot să spun că fiecare antrenor a adus câte ceva în jocul echipei naționale. Nu pot să spun că era improvizat, dar nu aveam contacte internaționale, foarte puține. Televiziunile nu arătau ce aveam. Ne trezeam de foarte multe ori că jucam meciuri importante fără să cunoaștem prea mult despre adversari. Nu trimiteam afară să vadă jucători, nu aveam la dispoziție meciuri înregistrate, nu. Pe urmă, eu am început să fac alte lucruri. O să revenim și pe asta. Mergeați enorm, jucați. Da, jucam în asta. Și până la urmă, mi-aduc aminte că eram cu Dinamo. Jucam contra lui Real Madrid, la Madrid. Ne-am strâns într-o cameră, jucătorii, și discutam ce trebuie să facem la un moment dat. Pentru că, până la urmă, tot depindea foarte mult de ceea ce duceam noi în teren. Și... mai ales Dinamo, în perioada aceea, în felul acesta se comporta. Angelo Niculescu a simțit că astea sunt trăsăturile noastre și le-a acceptat ca atare. Și, bineînțeles, și noi am jucat ca atare. Într-adevăr, ne-am dat seama că nu putem să ne luptăm cu alte echipe, alți jucători de un alt nivel, decât ne dându-le mingea. Și atunci păstrând mingea și celebrul tiki-taka. Și pe urmă, da. Eu am continuat cu acest stil și mai departe. Am considerat că astea sunt calitățile jucătorilor români. Și acum, înainte de Anglia, nu trebuie să fie frică nimănui de... Anglia nu poate să joace împotriva noastră. Că dacă nu le dăm mingea, ei nu știu ce să facă. Și atunci, sigur, s-a schimbat și fotbalul englez, pentru că sunt mulți antrenori străini, europeni acolo, care au adus ceva în jocul englezilor, care înainte era kick and rush. Lung și bătaie. Nu mai e așa ceva, nu se mai întâmplă. Și mă referam la meciul de ieri. Da, ziceți-mi, domnule Lucescu, Angelo Niculescu a fost cu el în Mexic 70, nu? A fost antrenorul național, dar lângă el mai erau câțiva, era antrenorul echipei Steaua, atunci era Piști Kovac, era antrenorul echipei Dinamo, atunci era Nicușoară. Care mai apoi s-a dus la Ajax, la Amsterdam? Da, mai apoi a fost. Uh-huh. Deci a fost el, a fost Nicușor, dar peste ei, așa ca un sfătuitor, era Emeric Fogl, fost jucător și fost antrenor al echipei naționale. Dar el era acolo între noi, observa și le atrăgea pe semne lor atenția cam ce se întâmplă. Dar cel care decidea totul era Angelo Niculescu. Știți că unul din marile mistere ale fotbalului românesc, oamenii care ne privesc acum nu sunt neapărat familiarizați cu fotbalul, unul din marile mistere e de ce n-a jucat Dobrin în Mexic 70. Da, s-a explicat de multe ori, nici n-aș vrea să mai revin asupra lui. Dar a fost Dobrin un dificil în fotbal? Că vorbeam despre asta? Da, într-un fel a fost, pentru că el era, la Pitești era... Prințul din tribale. Dar el nu foarte talentat, extraordinar de talentat. Alte calități. Mai apropiat putea să fie de Baggio, ca stil de joc. Sigur, cu mai multă forță, cu mai multă... senzațional, vă spun. Numai că
El, nici în campionatul României, el parge și nu prea juca în deplasare. El, juca, el da, avea nevoie să simtă publicul în spatele lui, să simtă oamenii, să simtă... Să, cum îți spui, din asta își trăgea toată seva asta de adică de e genul de caracter da, complicat, da, dificil, mai, Dobrin. Mai, e, nu juca acolo, în echipa României, se construise o echipă. Juca doar în meciurile, în general, jucate în România, foarte puțin, deci totdeauna avea câte ceva. Dar asta nu... A fost o mare greșeală că nu i s-a dat și lui posibilitatea să joace atunci. În Mexic. E adevărat că nu suporta căldura, foarte, foarte tare s-o vedea din cauza asta. Dusese totuși echipa națională, dusese la ajutat să ajungă în Mexic. Ar fi trebuit pentru asta să îi se dea posibilitatea să joace. Auziți, cât se câștiga în fotbal? Nimic. Am stat la campionatul mondial atunci în Mexic vreo 3 săptămâni, că ne-am dus înainte, că au zis că e mai bine. A fost o mare greșeală că ne-am dus așa mult, pentru că presiunea, stresul care exista în momentele erau foarte greu de suportat. Astăzi nu se mai fac astfel de lucruri. Și pe toată perioada aceea am luat vreo $200. $200 toată de urna România cu Cehoslovacia, cu Brazilia, cu Anglia, meciuri. A fost perioada. Diurna cât era? $3. Eu mi-aduc aminte că prima dată când m-am dus pe urmă cu Dinamo, prima dată când am jucat un meci amical afară, a fost în Berlin Occidental, am jucat cu Hertha Berlin. Și ne-a dat 20 de mărci în asta. Și am venit acasă cu 20 de mărci. Ce să le iau? N-am avut ce. Sigur că a fost o deziluzie de mare. Da, asta era. Da, tot ce era un dolar și ceva. Pe zi, diurnă, cam atâta. Wow, un dolar în Mexic. 30 sau nu știu. Cam atâta, nu știu dacă a fost. Era romantismul, era perioada romantică. Pe rog, ne-am dus acasă, ne-a dat, mi se pare, o primă, dar noi am fusese în perioada aia, în aceeași perioadă, au fost marile inundații din România. Mm-hmm. Și noi am hotărât să cedăm totul aia, $200. Nu știu ce a fost atunci. Nu, cred că nu aia, dar prima de meci, eu cred. Mai am o fotografie. În orice caz, mare antrenor. Da, Angelo Nicolescu. Ce fotografie asta? La Hunedoara. La Hunedoara. Și aici, lângă mine, e Răzvan. Răzvan, în dreapta noastră. Ieșeam după un teren, după un meci, nici nu mai știu ce meci era acolo, dar a fost o perioadă fantastică pentru mine, pentru că am iubit foarte tare acea perioadă. Corvinu. Acea perioadă am iubit-o foarte tare. Acolo am, cum să spun, am devenit altul, am transformat total și voi spune de ce. Am iubit-o foarte mult, am iubit Corvino foarte tare, am iubit oamenii de acolo. Reușisem să facem ca stadionul acela să fie arhiplin. Reușisem să facem înaintea meciul cu Cipru, când am fost numit și antrenor la echipa națională. Eram jucător și antrenor la Corvino. Într-o săptămână au făcut o tribună. Într-o săptămână au acoperit tribuna principală. A fost primul meci internațional disputat la Hunedoara. Că eu, perioada în care am fost antrenor echipei naționale, jucam cu echipa națională pe tot cuprinsul țării. Am jucat în toate orașele. Jucam meciuri amicale și de aceea echipa aceea a fost extrem de iubită. A fost o echipă senzațională. Jucați în Hunedoara, aici asta e o fotografie făcută la Corvinu. Hunedoara, un oraș micuț care avea un combinat puternic și care a construit o super echipă cu Lucescu pe bancă. Păi o super echipă, o echipă competitivă, o echipă importantă. Ce se întâmplă? După ce spuneam de cutremur, după cutremur, pelegrinările mele prin diferite locații, m-a dus în situația să cer conducerul lui Dinamo să mă las să plec la Hunedoara. Acolo era Radu Numvailor, care era prietenul meu cel mai bun în perioada aceea. Și ei mi-au oferit posibilitatea ca o grupă de muncitori care veneau din toate colțurile țării, dar una din Hunedoara, să, când își terminau treburile cu construcția Bucureștiului, să-mi refacă apartamentul din Știrbei Bodne. Și, într-adevăr, au fost extraordinari. Plus că mi-au dat o sumă de bani ca să pot
plătit toate astea, da, că da, nu, da. Nu mi le făcea nimeni. Noi nu câștigam așa cum se... Aveam un salariu și aveam o indemnizație de efort. Salariul 4 ore era plătit și o indemnizație de efort. Și pe urmă, primele la fiecare meci. Da, 200, indemnizație 500, de efort? Așa se numea. Așa se numea. Asta o plătea Mister Sportului. Aha. Knepsu era pe vremea aceea. În schimb, jumătate, păi câștigai. Cât se câștiga? La început, pe urmă, când a început rivalitatea Dinamo-Steaua, spre sfârșitul perioadei, deci peste ce au început performanțele internaționale, s-a câștigat mult mai bine. Dar prima parte câștigai în jur de vreo 4.000 pe lună, 4-5.000 pe lună. Un salariu mediu tot. Cât era la vreme? Păi un salariu mediu, cred că era vreo 2.000 și jumate. Adică dublu un salariu mediu. Da, cam dublu, dar aveau grijă să nu să câștige mai mult. În ziua de azi, un jucător de fotbal câștigă un milion peste un salariu mediu. Bineînțeles, da. Dar după aceea, spre sfârșitul anilor 80, lucrurile s-au schimbat și ministerele au început să... Pentru că era o competiție extraordinară. Pentru a ajunge să joci pe plan internațional, de a participa în cupele europene, era o imagine deosebită. Iar la Hunedoara, sigur, aveam prime mai bune decât la Dinamo, pentru că acolo strângeau din premierele care se dădeau muncitorilor, muncitorii dădeau câte 10 lei din premierele respective. De la combinat. De la combinat. Și făceau o sumă de bani, care pe urmă împărțeau jucătorile în funcție de performanțe. Motiva succesul echipei Corvinu munca în combinat? Așa se pare. Din ce spunea directorul combinatului, zice că extraordinar. După fiecare victorie a noastră, el era super mulțumit. Lumea era extrem de productivă în tot ceea ce vede. Eu îi duceam, jucătorii îi duceam în combinat să vadă unde lucrau părinților. I-am dus în combinat, sigur. Să vadă unde sunt. Păi da, și la Donetsk, la Shakhtar, am dus în mină. V-ați jucători în mină? În mină, da. Excelent. Da. E important să-i jucători la 18-19 ani, e important să știe cum să câștigă banii. Da. Să știe cum să-i gestioneze, cum să-i administreze. E foarte important, ce spuneam mai devreme, educația lor nu se formează doar acolo, în terenul de fotbal. Da, ziceți-mi, domnule Lucescu, uitându-mă la fotografia asta, cum era fotbalul în anii aia? Era la liber sau era constrâns de partid? Nu, ce pot să spun că partidul acorda o foarte mare atenție în toate zonele României. Primii secretari erau care se implicau direct, pentru că așa cum implicarea spunea... însemna și blaturi, adică se făceau, era, impunea un prim secretar, bă, hai să-i batem pe ea, sau nu? Se mai întâmpla, dar nu atât cât se vorbește acum. Se mai întâmpla în funcție de, eu știu, un ministru de vas care venea dintr-o anumită zonă, care cerea celuilalt ce mă ajută, pentru că am probleme cu muncitori, am probleme cu... Toate era legat de economie, să știți. Nu e că le plăcea fotbalul de așa natură, nu. Era situația în care, dacă echipa care reprezentau o regiune, erau branduri, nu ca acum vedeți echipe de-astea de Sătești care joacă în prima divizie. Atunci erau orașe mari, chiar fiecare oraș mare aveau și toată regiunea se ocupa de echipa de fotbal. Echipa de fotbal trebuia să... Stadionul erau arhipline. Echipa de fotbal trebuia să dea, cu performanța care o realizau, un asemenea entuziasm populației locale, că îi spuneau de fiecare dată. Eu mă întâlneam cu primii secretari, când mergeam și cu echipa națională, discutam cu el și spuneam, fotbalul, pe mine toate sunt în regulă. Pe mine fotbalul mă nenorocește. Pentru că toți îmi cer să avem echipă de fotbal. Ce avea lumea pe vremea aceea? Nu, televiziune n-avea. Fotbal era bucurie, acces, era acces, ultima redută. Avea acces la cultură, teatre, atât se putea. Dar fotbalul însemna enorm și atunci ei acordau o foarte mare atenție și atunci au început să investească mai mult în fotbal, în jucători. Bine, pe vremea aceea echipele aparțineau diferitelor departamente. Ministere. Fiecare ministere spundea armata, miliția, ministerul de interne, ministerul metalurgiei, aveau câteva echipe în toată țara, Galațiu, Hunedoara. Cele mai puternice erau centrele studențești, care ofereau jucătorilor posibilitatea, îi ajutau. Se întâmplă și în Politimișoara, la mine, da. Da, Politimișoara, Craiova, Iașu, Clujul, sportul studențesc. Adică aveau niște facilități pe linie
educațională, de instruire. Și ei terminau până la urmă cu o diplomă care îi ajuta. Iar cei de la echipele militare terminau cu un grad care le permitea să rămână până la pensie. Și adică le dădea o siguranță. Siguranță că astăzi ți-o dau banii care, din contracte, câștigi, formă investești și trăiești mai departe. Pe vremea aceea era foarte important, de aceea era o mare stabilitate la cluburi. Jucătorii se duceau, se dau câte 6-7 ani, 8 ani, rămâneau în zona respectivă, erau stimați, erau apreciați, erau iubiți. Era cu totul altceva. Acum se schimbă jucătorii în fiecare... Da. Deși e foarte greu să faci echipe competitive acum, pentru că bani nu ai destul. Ce vreau să spun, că echipele de fotbal se fac în două situații. Cu bani. Și ai echipa atât timp cât ai banii, un investitor se dă la o parte și nu mai e echipă, s-a dat Copos la o parte la Rapid, dar Rapid a dispărut. Și alții, s-a dat Ion Nicolae acum mai la o parte cu Astra și a dispărut. Și multe, multe altele care au fost, de exemplu. Deci se poate face cu bani sau se poate face cu creșterea, construirea echipei, cu creșterea, cu promovarea din pepinierea proprie și creșterea lor. Și cum face la Hagi la Constanța. Cum face, dar și Hagi este obligat să, ca să poată să o țină, este obligat să transfere jucători la o vârstă la care încă nu au confirmat pe deplin. Da, pentru a să supraviețuiască trebuie să facă. Dar el a făcut o treabă extraordinară. A dat un exemplu de cum se construiește o echipă. Eu peste tot mă duc. Eu am luat Dinamo Kiev, am pierdut anul trecut cu 23 de puncte față de Shakhtar și anul ăsta am câștigat cu 11 puncte de Shakhtar și n-am vrut să cumpăr nimic. Le-am zis, nu vreau să cumpăr jucători, pentru că nici nu știu cum sunt. Eu vreau să văd cu ăștia, cu cei care sunt aici, ce se poate face. Și le-am spus să iau un autobuz, ca să dăm autobuzul nostru echipei a doua, să iau un autobuz nou, să facă 3 terenuri de iarbă hibridă, ca să putem să ne antrenăm și iarna, să facă o sală de fitness, pentru că aveau într-o mai veche, așa, într-o clădire, o sală mică, intrau maxim 10 jucători. Asta a cerut proprietarului. Asta am cerut, eu nu vreau niciun fel, nu faceți niciun transfer, nu am nevoie de nimic. Da. Faceți lucrul ăsta. Acum anul ăsta la fel, o să fie... Nu, faceți ceva care să rămână generațiilor următoare și să nu crească. Deci, astăzi, la Hunedoara, am făcut echipă crescând jucători. Dinamo, am făcut echipă crescând jucători, I-am luat pe cei de la Hunedoara, pentru că în momentul în care am plecat eu, ei s-au dus în jos. N-au mai avut un antrenor care să-i țină, da, cum îi țineam eu și să-i... Și atunci erau jucători echipei naționale. Nu suportam ca jucători echipei naționale să nu joace într-o echipă care se bate pentru titlu. Nu poți să iei jucători care sunt obișnuiți să piardă și tot. Trebuie jucători cu o mentalitate de învingători. Pentru asta, de-aia echipele puternice din Europa, în moment de față, au un anumit tip. De exemplu, o echipă puternică când face echipa națională din două formații, cele mai puternice. Mm-hmm. Când duci jucătorii cu tip Croația, în străinătate, joacă toți în campionate puternice. Și la echipe care se bat pentru titlu. Deci, vedeți, ne întoarcem tot la ceea ce am spus mai devreme, calitățile lor morale sunt decisive și sunt cele care influențează foarte mare parte celelalte tehnice. Da. Considerăm că la nivelul ăsta, din punct de vedere tehnic, toți sunt foarte buni. Buni, da. Da. Mă uit la fotografia asta și întorcând... Aici mi-aduc aminte de un singur lucru. Această lume, când în anul în care noi am retrogradat, ultima etapă, am jucat acasă, am bătut pe Poliaș, dar rezultatele altora ne-au retrogradat. Mi se pare la Golavera sau la Golavera și ori la un punct diferențial. Aici, în fotografie, ieșiți din teren, retrogradând. Dar știu că după meci, lumea, suporterii, supărați că retrogradează echipa, s-au strâns și nu se putea ieși. Și au venit cu tabur să ne scoată de acolo. Și s-au urcat în tabur. Și Nelly, care l-a îngămine, zice, Mircea, nu se poate, tu nu poți, n-ai ajuns la nivelul ăsta să dă. Și atunci eu nu m-am urcat, că ei mă invitau să mă dă, și m-am dus pe jos, m-am dus direct în mulțime. M-au luat. În momentul ăsta, cum m-am dus la ei, m-au luat pe sus și m-au dus acasă, pe brațe, și m-au stat acolo 2-3 ore să le promit că nu plec de la Hunedoara și că voi rămâne și în divizia. Și am rămas în divizia B,
L-am mai adus pe Dumitrache, care nu mai juca de un an, era pe la, Petroșeni, dar la Institutul Petroșeni, Divizia Ceza, nu știu. L-am adus din nou pe Radu, și l-am adus și pe Radu Nuvailer, care de un an de zile nu mai juca, făcea cursurile la IEFS. Ați rămas în Divizia B la Corvinu. Am rămas divizie și imediat am promovat echipa cu ăștia cu jucătorii tineri care i-am promovat. Și anul următor, dar așa, la distanță mare, am marcat și 85 de goluri, 90 de goluri am marcat. Și ați intrat din nou în divizie. Și am trebuit din nou în divizie și am terminat pe locul 3 anul următor. Și atunci m-au luat la echipa națională, m-au chemat la echipa națională, echipa națională pierduse. Dar sunt povești așa, echipa națională pierduse cu Elveția, acasă, 2-1, și a ratat calificarea pentru campionatul mondial din 82 din Spania. Și erați la Corvinu. Eram la Corvinu, eram jucător, antrenor, jucător, dar câștigam atât de categorii toate astea, și m-au chemat la București. Da, mi-aduc aminte, Ion Alexandrescu mi-a telefonat și vine repede la București. Pentru că partidul nu ierta când erau astfel de nereușite. Ratări. Și atunci Știpișticoiu și-a dat demisia, tot stafful lui s-a dat demisia, șeful, cine era, Sămăreanu, șeful internaționalului din federație a rămas în Elveția. Și v-au chemat la București? Și, da, s-au dat și m-au chemat la București și să preiau echipa națională. Și l-am preluat pentru meciul cu Elveția. Deci cei care ne bătuseră până cu 2-1, am preluat pentru meciul cu Elveția și am jucat la Basel și am făcut 0-0, 30 noiembrie, pe un teren imposibil, luând jucători de la Corvinu și jucători de la Craiova. Ați avut curajul să jucați la Națională cu jucători dintr-un oraș ca Hunedoara? Ca Hunedoara. Atunci am avut toate, dacă aveți o dată curiozitatea să citiți materialele care se scriau în perioada aceea împotriva mea, mai ales de cei de Eugen Barbu. V-acuzau, uite, Lucescu ia jucători dintr-un oraș de... Pe toți, e greu să înțeleagă oamenii, cum spuneam mai devreme, trebuie să anticipezi lucrurile, să știi ce noi. Mi-am luat pe cei de acord cum nu știau tipul de joc care îl ceream eu și care mă ascultau și care știau exact ce. Pe urmă ne-am calificat imediat în 84 campionatul european. Eliminând Italia, care era campioana lumii, eliminând Cehoslovacia, care e o echipă extrem de puternică, Suedia, o echipă extrem de puternică. Și ce ne-am calificat la campionatul european din 84. Așa ați plecat din Hunedoara. Așa am plecat. Din Hunedoara la Național. Eu n-am ce vreau să plec. Nu, contractul l-am semnat pe plajă, la Mamaia, când duceam jucătorii echipei naționale, toți împreună să se bucure de... Deci începusem turneul final cu meciul la Hunedoara. Am câștigat cu 3-1 la Hunedoara cu Cipru. Pe urmă, eu am continuat cu Hunedoara, stârnind campionatul. Am dus jucătorii la mare, pentru că începeau, erau meciurile din toamnă, jucam imediat cu Suedia. I-am dus la mare și acolo a venit un tip de la federație, cu cravată, până la Mamaia, pe plajă. Și erau jucătorii înconjurați și dacă nu semnați acum, pe mine era generalul un stan. Zice, mă dau afară. Așa a semnat contractul cu Național? Erați în costum de baie? În costum de baie și acolo pe loc am semnat și el a plecat. M-a rugat și băieții au spus să... În sfârșit. Asta a fost, pentru că eu nu vreau să plec, eu vreau să rămân și la Hunedoara și la echipă. Pentru că la Națională puteai să ai un insucces, dar eu îl compensam imediat cu victoriile lui Hunedoara. De la lot, de la echipă. De la echipă din Hunedoara. După care lucrurile s-au așezat. Ați cunoscut familia Ceaușescu, domnule Lucescu? Nu. Nu părinții. După Nicușor, mă refer la părinți, la Nicolae Ceaușescu sau la Elena Ceaușescu. Copiii erau implicați în fotbal. Nu i-ați văzut niciodată? Nu, niciodată așa. Odată când eram cu Dinamo, ne antrenam la Poiana, la Predeal, noi alergam pe pantă și pe altă pantă mai jos, asta era el cu soția, amândoi, Nicolae Ceaușescu. Se plimbau. Nu, erau doar ei doi, nu era nimeni lângă ei. N-am minte. L-am salutat, noi eram acolo, ne-am oprit, l-am aplaudat și ne-am dus mai departe, alergând. Atât tot.
Da, era, era o personalitate. Noi, da. Noi, băieți erau implicați, Valentin, Valentin erau implicați. Da, Valentin iubea fotbalul, atunci avea și o echipă și era portar la o echipă de asta. Și s-a apropiat de fotbal atunci, Nicușor mai târziu și, și într-un fel l-am influențat și eu ca să se ocupe de sportul studențesc. Da, am explicat ce important este, este fotbal. Fotbalul, așa, din punct de vedere al imaginii, din punct de vedere. Da. Și până la urmă au făcut bine și unul și altul, unul cu, cu Steaua, a ajutat enorm de mult Steaua în perioada aceea. Valentin. Și, și, da, Valentin. Și, și, și Nicușor nu s-a implicat Valentin, dar așa, îi plăcea să, să știe că se ocupă de, 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 de echipa. De echipa. De, de, de. Deci, da.